le prezint planul care îl am și cu sprijinul lor, pentru că singur este imposibil, nu pot să duci un asemenea război, cu sprijinul lor să rezolvăm în cel mai scurt timp, să întocmim un document, un document substanțial, un document bine făcut, cu care putem să ne prezentăm mai departe și să cerem acest lucru pentru județul Alba. Județul Alba merită să aibă capitala administrativă la Alba Iulia, pentru că, dacă este să ne amintim, de un an și ani în urmă, de unde s-a condus Ardealul? De la Alba. Din punct de vedere economic, vă spuneam că eu nu pot să fac o comparație între județul Alba și județul Brașov. Nu pot să fac o comparație nici de cum între județul Alba și Sibiu sau Mureș. În schimb, din punct de vedere al istoriei, nu ne bate nimeni. Dacă reușim, și sunt convins că o să reușim, să-i facem să înțeleagă că aici este inima istoriei României, dacă vom reuși să-i facem să înțeleagă și pe cei de la Academia Română că avem nevoie de ajutorul lor și sunt convins că vom reuși. Pe lângă Academia Română vreau să apelez inclusiv la Casa Regală și ne vor sprijini. Am niște semnale foarte bucurătoare în acest sens. Am discutat cu parlamentarii județului, parte dintre ei. Toți doresc să sprijine acest proiect. Am discutat cu foarte mulți oameni de afaceri. Toți vor să se implice în acest proiect. Deci cu o implicare masivă sper să reușim. O să vedeți în cel mai scurt timp un plan pe care îl avem și care o să ducem, cred, la bun sfârșit. Chiar dacă toată lumea se luptă pentru județul lor, brașovenii pentru Brașov, Sibiu pentru Sibiu. Dar noi avem câteva aturi deosebit de importante, care deocamdată, ca la orice joc, le ținem atu acolo undeva bine ascuns în mânecă și le vom prezenta la momentul potrivit.